La Paște, omenirea a scos cuțitul sinucigaș și și-a tăiat coarda care îi ținea viața, dar în același timp a dezlegat planul de mântuire a lui Dumnezeu. Fiindcă totdeauna, acolo unde există un plan de nimicire a planului lui Dumnezeu, există un contraplan al lui Dumnezeu pentru împlinirea lui. Și acest plan al lui Dumnezeu, culmea, culmilor, se folosește chiar de răul care se întâmplă. De aceea a scris Biblia, Dumnezeu va face ca toate lucrurile să lucreze spre bine. Avem o ilustrație în viața lui Iosif care va rămâne și va merge cu noi întreaga viață. Eu nu mă pot despărți personal. Am avut o serie mai lungă intitulată Visul nu e de vânzare. O doamnă de la Viena a preluat materialele, le-a sintetizat. Nu mă pot despărți de locul acesta ca de o mină de aur pe care nu poți să o părăsești pentru că ea continuă să ascundă comori. Are comori acolo. Astfel că ne îndreptăm astăzi spre înțelegerea a ceea ce s-a întâmplat la Golgota prin această ilustrație. Ați observat, tot ce a fost scris în Scripturi este scris despre mine, a spus Mântuitorul. Moise a vorbit despre mine. Toată Scriptura, absolut toată Scriptura, are un singur focus, are un singur punct de aplicație. Și oriunde întâlnim și vedem un plan care este făcut, el e îndreptat împotriva lui, împotriva lui Iisus. Să nu ne oprim doar la ce se întâmplă local sau momentan, ci să trecem dincolo de lucrul acesta, pentru că acolo trage, acolo țintește. Ori de câte ori s-a văzut în Scripturi, s-au văzut aceste atentate împotriva poporului Israel, împotriva familiei lui Dumnezeu pe pământ din vremea aceea, oriunde s-au văzut aceste atentate, ele au avut un singur obiectiv, și anume să întrerupă lanțul care ducea la nașterea Domnului Iisus Hristos și la jertfa de pe Golgota. Acesta a fost singurul obiectiv. Frații lui Iosif și Iosif și alții au o discuție sau pe orizontală, dar în realitate lucrul acesta bătea departe, era departe proiectat, era legat de venirea Mântuitorului nostru pe pământul acesta. Dacă războiul din cer nu a reușit, Satana nu a încetat lucrul ăla și n-a semnat vreun armistițiu cu Dumnezeu. Niciodată nu s-a întâmplat și nu se poate concepe așa ceva. Războiul continuă. Și prin ceea ce s-a întâmplat cu frații lui Iosif și prin ceea ce s-a întâmplat în alte împrejurări în care au vrut să fie nimiciți, faraonul care neacă toți pruncii de parte bărbătească și Babilonul care distruge și tot ce s-a întâmplat aici are ca obiectiv împiedicarea venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta era biruința. Lovitura nu era doar împotriva unei familii sau a unui om, cum era cazul aici cu Iosif. Lovitura era împotriva întregului pământ pe care diavolul vroia să-l arunce în întuneric și dincolo de pământul nostru, împotriva întregii creații pe care Dumnezeu vroia să o aducă din nou în armonie în Fiul Său. Nu ne putem imagina, noi suntem copii când citim aceste lucruri, unde bătea de fapt planul acesta. Haideți să mergem împreună la momentul în care frații lui Iosif comit păcatul lor despre care a amintit Denis în citirea textului. V-ați gândit să-mi faceți rău. Negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar, iubiții mei, sunt două lucruri asupra cărora trebuie să ne oprim inițial. Rostul și sensul vieții este de a face parte dintr-un plan mai mare decât viața ta. Dacă nu există așa ceva, atunci aceasta nu este viață. Dacă supui toate lucrurile vieții tale personale, în cazul acesta este idolatrie, închinare la sine. Dacă viața ta face parte dintr-un plan mai înalt decât viața ta, cum noi aici învățăm despre planul de mântuire din care suntem parte și dacă face parte viața ta dintr-un plan mai mare și mai înalt, atunci aceasta este trăire. Niciodată nu vom fi conștienți de proporțiile binelui pe care îl facem pe pământul acesta. Un pahar de apă, ce importanță are.
sau un lucru de felul. Niciodată nu vom fi conștienți. Pe pământul acesta niciodată nu vom fi conștienți de valoarea sau de prețul unui bine, oricât de mic sau de neînsemnat. Lucrul acesta este demonstrat în Scripturi în momentul în care omul întreabă când am făcut așa ceva. Este uluit, nu poate să creadă că un lucru atât de simplu, ca un pahar de apă sau ceva de felul acesta, s-a transformat la scara eternității, la scara veșniciei, în ceva de neimaginat și zice, când am făcut așa ceva? Când am făcut așa ceva? De asemenea, niciodată nu vom fi conștienți de proporțiile răului pe pământul acesta. Nu ne dăm seama unde poate duce. Suntem oamenii momentului, oamenii locului, vedem, credem că, dar nu privim dincolo unde poate duce așa ceva. Toți oamenii lui Dumnezeu care au lucrat pe pământ au fost parte dintr-un plan mai mare decât viața lor. Acesta a fost motorul care i-a atras înainte. Iisus este pe pământul acesta nu în numele Lui propriu, ci este venit în numele Tatălui, am venit să restabilesc adevărul despre Dumnezeu. Dacă îl întrebați pe Ioan Botezătorul, tu cu ce te ocupi? Sunt parte dintr-un plan mai mare și planul meu mai mare este să deschid calea celui care vine. Era parte din acest plan. Dacă îl urmărim pe Iosif aici în Egipt, el e parte dintr-un plan mult mai mare. Nu este băiatul de prăvălie, băiatul care împarte mâncare, omul care adună, e dincolo, e parte din acest plan inimaginabil. Și omul lui Dumnezeu prezent aici, care într-adevăr trăiește și se bucură de viață, e parte dintr-un plan care este dincolo de înțelegerea noastră. Nu ne dăm seama nici de bine, nici de rău ce înseamnă, dar știm că este bine sau rău. Așa ne ajută Dumnezeu să deosebim. Spuneam despre tânăra aceasta care a sunat la poliție că i-a lovit cineva mașina. Uite, mi-a spart farurile, mi-a spart grila, cineva mi-a lovit mașina. Mergeam pe drum și mi-a lovit mașina cineva și a venit poliția acolo lângă ea și sub mașină erau bucăți de haine și mașina era stropită cu sânge și pe trecerea de pietoni în urma ei erau două persoane ucise. Și ea spunea, zice, cineva mi-a lovit mașina. Nu știi ce ai făcut. Dar tu ce ai făcut? Îl întreabă pe un bărbat. Am lovit un hidrant. Știi că n-a fost hidrant, a fost un om? Rareori vom înțelege proporțiile binelui sau răului. De aceea trebuie să ne rugăm întotdeauna lui Dumnezeu, păzește-mi sufletul, Doamne. Păzește pe robul tău, spune David, de mândrie, să n-ajung să fac păcate din cauza aceasta, păzește-mă de lucrul acesta. Cu cât umblăm cu Dumnezeu pe pământ, cu atât El ne luminează mintea să înțelegem impactul, importanța unui singur cuvânt sau unui singur gest sau unui singur lucru pe care îl facem. Altfel nu avem acces la aceasta, ni se par, cum spune acolo în Biblia, așa știu, la gură, nu, n-a fost mare lucru, lucrul acesta are urmări. Vine momentul în care se rostesc cele mai cutremurătoare cuvinte. Doar într-un singur loc s-a mai rostit așa ceva, doar într-o singură împrejurare au mai trăit și au mai simțit oamenii așa ceva. Din oamenii noștri, frații lui Iosif acolo în Egipt și cu cereale, cu una, cu alta, și în fața lor stă acest domn al Egiptului care rostește cuvintele Eu sunt Iosif. No. Ființa neagă, nu poate să proceseze așa ceva. Eu sunt Iosif. Dar aș vrea să observăm ceva pentru experiența noastră de fiecare zi. În momentul în care el avea de gând să spună Eu sunt Iosif și nu sunt omnălu, că sunt Iosif pe care l-ați vândut voi în Egipt. Știți, am fost acolo, da. Bun, i-a confirmat că ei gândeau că e un fake, e un fals, e ceva. Dar observați ceva foarte frumos pe care îl vedem în Domnul Hristos ulterior. Când are de gând să spună cuvintele acestea, Eu sunt Iosif, el spune toată lumea să iasă afară. Absolut toată lumea să iasă afară. El nu denunță în fața Egiptului crima fraților lui. Așa se face că mai târziu se aude la tronul lui Faraon și
aude Egiptul întreg, au venit frații lui Iosif, îți dai seama? Ei au luat asupra lor și a fost așezată asupra lor de către Iosif toată onoarea și cinstea de care se bucura el în Egipt. Nu s-a auzit în Egipt, au venit criminalii aia care au vrut să-l omoare pe Iosif. Cred că nu-i lasă faraon nejupuiți pe ăștia. Nu s-a auzit așa ceva, pentru că Iosif a avut toată grija, toată lumea merge afară. Niciodată nu se pomenește istoria faptei fraților lor, decât între el și frații lui. Și într-o manieră dumnezeiască. Aceste cuvinte, eu sunt Iosif, au reverberat mai târziu, eu sunt Iisus, pe care o prigonești. Puterea acestor cuvinte a fost dincolo de trăirea lor. Și dacă știe cineva, aș vrea să întreb, care a fost prima întrebare a lui Iosif când s-a descoperit fraților lui? Care a fost prima întrebare? Asta e întrebarea. Mai trăiește tatăl meu? Stai puțin, frate, dar alte lucruri nu te... Asta te interesează? Da, mă interesează primul lucru, pentru că de tatăl meu este legată credința în Dumnezeu, credința în făgăduințele lui Dumnezeu, credința în planul lui Dumnezeu care l-a dat lui Abraham, vei fi o binecuvântare pentru toate semințiile pământului. Nu vă imaginați ce lucruri se le... Vreau să știu dacă trăiește credința. Asta a întrebat el în cuvintele acestea. Și ei au răspuns da. Iosif a spus fraților lui, apropiați-vă de mine, nu fiți speriați, nu fiți suspicioși, apropiați-vă de mine. Nu se întâmplă nimic. Și îi tratează dumnezeiește. Dumnezeiește îi tratează cum a tratat David mai târziu familia lui Saul. Dacă mai este cineva din casa lui Saul ca să lucrez pentru el, să-i fac bine, să-i o binefacere, să mă porc cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Acolo mai vedem lucrul acesta și Iosif așa îi tratează pe ei, dumnezeiește. Și așa tratează omului Dumnezeu. Nouă ni s-a spus să iubești pe cel ce te urăște, nu să iubești ura lui. Dacă iubești ura lui, devii și tu la fel. Dar să-l iubești pe cel ce urăște, să-l iubești pe omul acesta. Acum spune în versetul 5, nu vă întristați. Ei nu prea au zis așa când stai să-ți zic și eu cum ai zis tu. Ei nu prea au zis, nu te întrista, Iosif. Acum când îi tulbură conștiința, când n-au putut, vorbeam cu Sandu în pauză, n-au putut să scoată din minte ce s-a întâmplat acolo niciodată, deci a rămas cu ei și așa rămâne cu ființa noastră. Până când vindecă Dumnezeu, până nu vindecă Dumnezeu cugetul, nu are cine să-l vindece. I-a urmărit crima aceasta, nenorocirea aceasta, că imediat cum se întâmpla ceva, rugata le zbură, e din cauza asta. Și unul dintre ei spune, zice, ați văzut neliniștea sufletului lui când l-ați vândut. Ați văzut lucrul acesta. Iar acum el, în loc să toarne același fel de neliniște, vorbește în cuvintele acestea, nu vă întristați, fraților, și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci, spune el, exista un contraplan. Planul vostru ăsta a fost negreșit, dar exista un contraplan și el există totdeauna când Dumnezeu folosește chiar răul acesta cumplit ca să împlinească ce se vede astăzi, așa cum spune Iosif în cuvântul lui, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră, nu voi, voi ați făcut una, din ce ați făcut voi, iată ce a făcut Dumnezeu. Arta lui Dumnezeu de a transforma blestemul în binecuvântare, așa cum a spus el. Aici m-a trimis Dumnezeu și accentuează în versetul 7. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Știau frații lui Iosif ce fac? Știau că ei taie coarda vieții lor? Și în clipa când urci pe munte și ești legat în coardă și ai tăiat coarda aceasta, din clipa aceea s-a terminat tot. Pe când în cuvântul lui Dumnezeu ni se arată că Dumnezeu a folosit acest incident sinucigaș al lor și neînțeles de ei și l-a întors spre salvarea lor, a acestor oameni. Iosif nu spune nimic despre sine, ați văzut cum a întors Dumnezeu și ce mi-a făcut. Nu are legătură cu eu lui, are legătură cu voi.
a scăpa viața voastră într-un așa mare număr, v-a scăpa Dumnezeu viața prin chiar crima pe care ați încercat să o comiteți. Acesta este Dumnezeu. Iubiții mei, în versetul 8 spune, așa că nu voi m-ați trimis aici, ci, zice stare, Dumnezeu, nu voi m-ați trimis aici. Ați văzut că îl duceau pe Pavel la Roma, la intrigile oamenilor care posteau ca să-l omoare. Și-au luat post și rugăciune pentru a-l omorâ. Nu mâncăm nimic până când dăm. Și acolo pe vas îi se descoperă un înger al Domnului și îi spune, hei, nu ei te duc la Roma. Există un contraplan al lui Dumnezeu. El te duce la Roma și ei care au vrut să stingă mărturia Evangheliei, prin chiar această crimă, vor face ca Evanghelia să fie vestită în Roma. Dumnezeu nu numai că va răsturna planul lor, dar îl va investi, îl va folosi pentru răspândirea Evangheliei. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. Și cum sunt băiat deștept și frumos și tânăr, excuse me? No, nu e de Iosif așa ceva. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră și El m-a făcut pe mine ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întrege. El a făcut așa ceva. Iubiții mei, cuvântul acesta trebuie păstrat și pentru paharul de apă care îl bem și mâncarea pe care o mâncăm. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, nu se întâmplau aceste lucruri. Nu toată lumea se poate bucura. Discut cu unii dintre noi, cum ești, sunt bine. Nu toată lumea poate să spună lucrul acesta. Și cineva care spune aceasta poate înțelege puțin că ar putea fi altfel. Dar mulțumim lui Dumnezeu întotdeauna, El va lucra planul Lui, care va folosi răul, intriga, nenorocirea spre binele și binecuvântarea nenorocitului. Am vorbit noi împreună despre Laodicea la studiu biblic în dimineața aceasta. Și m-am bucurat foarte mult de efervescența studiului. Iubiții mei, există o circumstanță atenuantă pentru Laodicea, care se ocupă cu persoana dumneaei. În tot ce vorbește ea, e numai persoana ei. Eu sunt așa, eu sunt pe dincolo, eu nu duc așa, eu pe dincolo. Eul ei este Dumnezeul ei. Ai zice că lucrul acesta seamănă cu ceea ce a spus Lucifer. Mă voi sui, mă voi înălța, voi fi, voi face. Și că duce în același loc, dar există o circumstanță atenuantă aici. Nu știi că ești nenorocit, ticălos, orb și gol. Și Dumnezeu va folosi acest nu știi ca să poată aduce și face pentru Laodicea ceea ce singur n-ar putea face niciodată. Aceasta predica Petru în fața mulțimii adunate în ziua cincizecimii. Și acum știu că din neștiință ați făcut așa. Din neștiință ați scos cuțitul și ați tăiat coarda. Ați răstignit pe Domnul vieții. Din neștiință. Vreau să ne oprim un moment aici. Iubiți mei, Dumnezeu nu ține seamă de vremele de neștiință. Dumnezeu păstrează. La oameni nu contează lucrul acesta. Chiar în justiție există legea aceasta. Necunoașterea legilor nu scutește de pedeapsă. E lege treaba aceasta. Dar la Dumnezeu nu este așa. La Dumnezeu nu este așa. Frații lui Iosif nu trebuie tăciunați cu portret în cărbune. Nu e cazul. Să vă spun de ce. Ei s-au ridicat să lupte împotriva acestui ciudat de om care vine cu așa visuri, cu așa lucruri aici, s-au ridicat să apere demnitatea, să apere adevărul, să apere poziția. Asta nu poate veni decât de la diavol așa ceva și omul ăsta nu poate fi decât omul diavolului în momentul în care el vorbește de așa, de niște vise ca acestea. Chiar și Iosif este capturat. Iacov, tatăl, este capturat. Ce asta, frate, spune el. L-a costat ani lungi de lacrimi și suferinți până s-a vindecat de a mai pune sub semnul întrebării căile lui Dumnezeu. S-a vindecat până la urmă. Deci acum văd că nu a fost nimic așa, după cum ați observat că Zaharia a rămas mut când momentul în care a pus semnul întrebării
cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Și frații lui Iosif au aceste lucruri în minte. Pentru ei omul acesta este omul diavolului. Ce departe erau de adevăr oamenii aceștia. Omul acesta era salvator, era mântuitorul familiei și salvatorul lor și al lumii din vremea aceea. Dar aceasta era gândirea lor. Și oamenii care au venit la cruce și au răgnit, răstignește-l, răstignește-l și toată lumea și Pilat vrea, stați puțin, vreau să nimic, urlau și strigau acolo. Oamenii aceștia, oamenilor acestora le spune Petru în predica lui, din neștiință ați făcut așa, cât și mai mari voștri care, păi dar ei ne-au pus, ei, și ei la fel. Și scrie cuvântul lui Dumnezeu, mai departe, Dumnezeu nu ține seama de vremile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Iată răspunsul lui Dumnezeu la neștiința, la ignoranța noastră. Acest lucru însă nu trebuie confundat cu ceea ce spune Pavel, să nu dăm avantaj satanei, spune el. Pentru că noi nu suntem în neștiință cu privire la planurile lui, noi știm ce ar vrea el să facă și aici în adunare și la noi acasă și peste tot. Noi știm ce ar vrea el să facă în viața noastră personală. Știm, nu suntem în neștiință. Nu e nimeni dintre noi, ori de câte ori deschide gura, el este o minciună. Chiar dacă acolo ar fi o promisiune, de un fel sau altul, este o minciună, e un mare neadevăr. Și rare ori omul care primește minciuna diavolului va putea înțelege unde duce așa ceva. Sunt convins că acest informator, asasinul acesta Doeg, edomitul, sunt convins că acest informator nu a căutat decât să obțină un avantaj. Am citit, zice, după ce a predat, a dat informații despre câțiva oameni care au fost omorâți de securitatea română, scrie în documente că a fost plătit cu 300 de lei pentru această informație. Doeg Edomitu probabil s-a gândit la răspunderea asta. Niciodată nu și-a dat seama că va trebui să înfigă sabia cu mâna lui în 85 de preoți ai Domnului îmbrăcați cu efodul de in. N-a știut că duce acolo. Când Saul a poruncit omorâții, oamenii lui Saul a spus, nu omoară-ne pe noi în cazul ăsta. Eu nu pun mâna să dau cu sabia în cineva care vine în numele Domnului. Și Saul știe ce face, Saul nu vorbește. Omorâți pe preoții Domnului, el știe ce face și ei spun, nu, gata, aici mai bine omoară-mă pe mine. Atunci Saul se întoarce spre acest informator și îi spune, ia sabia și omoară-i. Pentru că așa prevedea legea lui Dumnezeu, ca informatorul să lovească primul. Așa se prevede în Levitic. Și spune Biblia că a scos sabia și a omorât 85 de preoți ai Domnului. N-a știut când a plecat de acolo și a dat informația că va trebui să treacă pe aici. Dar diavolul nu o să vină și o să spună, vreau să spun care e planul, să spun detaliile, să spun tot. Așa erau și oamenii care strigau la cruce și strigau și strigau și cineva dacă îi oprește, ia stați puțin, despre cine vorbiți aici? Și atunci i-ar fi dat un caracter imaginar înnegrit de generația și de oamenilor de acolo. Conducătorii ar fi justificat, și-a spus și hainele, a hulit pe Dumnezeu, uite-te. Acum știu că din neștiință ați făcut lucrul acesta și cuvântul lui Dumnezeu săvârșește aici cea mai de neimaginat lucrare. Cheamă la pocăință pe acești oameni vinovați de deicid. Ăștia au ridicat mâna, ați omorât pe Domnul vieții, spune Petru în predica lui. Și acum, fraților, fiți cu inimă bună, să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne pocăim. Păi să ne pocăim de a ridica mâna împotriva. Sunt oameni cărora le-a fost oferită eliberarea și libertatea, dar ei nu s-au putut ierta pentru crima săvârșită și au rămas acolo. Au spus, Dumnezeu, nu primesc pentru nimic în lume, nu vreau să... Alții și-au luat viața, cum a fost cazul lui Iuda. Dar Petru apelează la generația lui și spune, știu ce păcat ați comis, știu ce s-a întâmplat, știu că din neștiință să pocăiți-vă, frații mei, de un astfel de păcat, întoarceți-vă la Dumnezeu, la care Dumnezeu, împotriva căruia am ridicat cuțitul, la care Dumnezeu, da, întoarceți-vă la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a luat fapta voastră și a ridicat din mijlocul vostru un mântuitor. Frații lui Iosif au comis păcatul acesta, ca și noi toți, fără a înțelege de unde vine și unde duce acest păcat.
Planul diavolului era să arunce omenirea în întuneric, să întrerupă genealogia Domnului nostru Iisus Hristos, să întrerupă venirea Lui pe lumea aceasta și jertfa sfântă care a salvat omenirea. A făcut tot ce a putut ca să împiedice planul acesta, neștiind că sunt complici într-un plan care, între altele, ar fi avut ca prim efect nimicirea lor proprie. Ei ar fi fost printre primele victime. Lucrul acesta este de neconceput și nu are rost să discutăm asupra lui. Este într-adevăr absurd și totuși așa se întâmplă. Este absurd să te ridici și să înfigi pumnalul în acela care a venit să te scape, în singurul care te poate scăpa. Este absurd, e de neînțeles, trebuie să fii demon. Păi așa este, e sub influența unui demon. Așa se întâmplă. Deplânge bunul Dumnezeu în Osea 13:9. Pieirea ta, Israele, este că ai fost împotriva mea, împotriva celui ce te putea ajuta. Te-ai ridicat împotriva singurului. Doamne, dar nu era altă care, nu rămâne altă jertfă. O altă jertfă nu există. Pieirea ta nu este din mâna babilonienilor, nu este din mâna celorlalți asirienilor, Sanherib și tot ce s-a întâmplat acolo. Pieirea ta este că te-ai ridicat împotriva mea, împotriva celui care te putea ajuta. Și marea și frumoasa făgăduință pe care ne-o dă bunul Dumnezeu. Țefania 3:17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care te poate ajuta. Indiferent care ți-e problema. Pe patul de moarte să fii și oxigenul să fi scăzut, cum am stat lângă mulți în viața mea și am văzut aparatul cu inima acum din ce în ce mai slab și pe aia a intrat în linie dreaptă. Acolo se oprise. Acolo dacă ai fi. Există un viteaz care te poate ajuta. Acolo dacă ai fi, unde scrie Isaia, din creștet până în tâlp, nu sunt decât răni, carne vie, nestoarse, nealinate, nu e nimic sănătos. Acolo dacă ai fi, este cineva care te poate ajuta. Nu există problemă încredințată lui Dumnezeu cu adevărat, pentru care să nu existe un răspuns la Dumnezeu. Ba, și mai mult de atât. Dumnezeu va lua răul din viața ta, suferința ta, nedreptatea, înjosirea, toate lucrurile acestea le va lua Dumnezeu și le va întoarce peste cap, literalmente, spre binele și binecuvântarea ta. Și scrie cuvântul lui Dumnezeu mai departe, zice, nu numai că te va ajuta, se va bucura de tine cu o bucurie mare, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine, că tu ți-ai întors fața spre Dumnezeu și Dumnezeu ți-a putut oferi harul și ajutorul pe care l-a pregătit. La Paște ei au scos cuțitul și au tăiat coarda care îi ținea în viață, dar tot această coardă tăiată a dezlegat planul de mântuire al lui Dumnezeu în care am fost prinși eu și tu și noi toți și oricât de, și mulți alții, în oricât de mare număr, îi va chema Dumnezeu. Să slăvim dar pe Dumnezeu împreună pentru harul prin care voi ați făcut rău, iar El a luat răul și l-a întors în binele și binecuvântarea noastră. Și nu numai pentru o zi, două, ci pentru totdeauna. Când îl vom vedea, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este El. Amin. Tată Ceresc, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim din adâncul sufletului că suntem parte dintr-un plan ca acesta. Ne copleșește lucrul acesta. Ajută-ne, Doamne, să umblăm cu această teamă sfântă în timpul pribegiei noastre, ca nimic din viața noastră să nu împiedice împlinirea planului Tău cu noi. Doamne, binecuvântă pe cel căzut și suferind, pe cel care luptă cu disperarea, cu descurajarea și spune-i Tu că este un viteaz care poate să ajute și fă, Doamne, să nu fim niciodată împotriva celui care ne poate ajuta. Îți mulțumim de bucuria Ta pentru noi. Îți mulțumim că nu mai poți de bucurie atunci când vezi că unul dintre noi își îndreaptă fața spre Tine în pocăință. Ne închinăm și Te binecuvântăm în veci de veci. Amin.